v-am regăsit la știrile serii. Vă propun să urmărim principalele titluri ale ediției. Primarii din nou la masa dialogului cu prefectul. Edilia, patru localități din Valea Jiului s-au întâlnit miercuri cu prefectul județului Hunedoara, Sorin Vasilescu, pentru a pune la punct ultimele detalii în vederea constituirii furnizorului de agent termic în sistem centralizat. Prime pentru mineri. În această perioadă sunt negociate primele de care vor beneficia minerii din Valea Jiului. Pensionarii își solicită drepturile. Aceștia au discutat câteva ore despre problemele și drepturile lor cu președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România, Preda Nedelcu, primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, președintele sindicatului Muntele, Petre Nica, și directorul executiv al Casei Județene de Pensii Hunedoara, Ilie Toma. Renovări în școlile petroșenene. Câteva școli din localitate vor primi îmbunătățiri. Și-au depus dosarele, iar mai apoi au renunțat la locuință. 15 familii din municipiul Lupeni nu au dorit să opteze pentru o garsonieră din noul bloc ANL. Și acum știrile pe larg. Primarii din Petroșani, Aninoasa, Vulcan și Lupeni au fost convocați de prefectul de Hunedoara, Sorin Vasilescu, pentru a stabili care sunt pașii în vederea realizării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat. Reprezentantul guvernului în teritoriu speră ca cetățenii Văii Jiului să beneficieze de acest serviciu de termoficare din toamna acestui an. Am participat la o întâlnire în care am discutat etapele pe care le mai avem de parcurs până la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitare din Valea Jiului pentru furnizarea agentului termic în sistem centralizat. Trebuie să iasă hotărârea judecătorească de înființare a acestei asociații în 24 de săptămâna viitoare și sperăm ca la începutul lunii august să demarăm procedura de licitație pentru acest serviciu de furnizare a agentului termic în sistem centralizat, astfel încât în această toamnă cele patru localități care au sistem de termoficare să poată să primească agentul termic de la posibil complexul energetic Hunedoara. Prefectul susține că înființarea acestui sistem ar avea o serie de avantaje pentru beneficiari. În primul rând, sperăm ca prețul de cost al căldurii în această iarnă să fie unul mai mic sau egal cu cel din anii precedenți. De asemenea, forța economică pe care o va avea furnizorul de agent termic va fi una care să-i permită posibilitatea de a reabilita rețelele. Și sperăm ca în timp constituirea acestui ADI, poate chiar cu intrarea lor ca și membrii și al celorlalte două localități din Valea Jiului, să poată să acceseze un fond structural care să reabiliteze întreg sistemul de termoficare din Valea Jiului. Din cauza faptului că societățile care furnizează agent termic în sistem centralizat au intrat în insolvență sau în lichidare, serviciul de termoficare se află într-o situație dificilă de câțiva ani. Fiecare primărie va plăti o cotizație în valoare de 1000 de lei în vederea constituirii acestui operator de căldură. Ziua minerului vine cu mai mulți bani pentru ortaci. Petre Nica, președintele sindicatului Muntele, speră ca salariații să primească primele înainte de 6 august, ziua în care vor fi sărbătoriți minerii. În cursul zilei de miercuri, reprezentanții sindicatului Muntele împreună cu reprezentanții administrațiilor miniere au avut o întâlnire la sediul SNH din municipiul Petroșani. Astăzi ne vom întâlni pentru a reglementa o prevedere a contractului colectiv de muncă care spune că salariații din minerit primesc o bonificație materială cu ocazia sărbătoririi acestei zile. Contractul colectiv de muncă prevede acordarea de etichete cadou cu ocazia zilei minerului. Momentan se poartă negocieri privind suma care va fi acordată salariaților. Ziua minerului va fi sărbătorită prin diverse manifestații dedicate minerilor și printr-o ceremonie de depunere de coroane. Solidaritate și unitate. Sub această deviză, pensionarii mineri își cer drepturile. Deși nu sunt o noutate, solicitările aduse în discuție reprezintă o problemă importantă pentru aceștia. Casa de Cultură Ion Dulămiță din municipiul Petroșani a fost miercuri gazda unei ședințe a Ligii Sindicatelor Pensionarilor Minieri din Valea Jiului. Motivul acestei ședințe sunt problemele pensionarilor. În primul rând, cele 19 amendamente la legea pensiilor, 263 din decembrie 2010, probleme sociale, bilete de băi și alte grupele de muncă și probleme personale ale membrilor noștri.
Pensionarii solicită și recunoașterea ca vechime în muncă, perioada în care o persoană a fost ucenic sau absolvent al școlii profesionale. Punctul de pensie să reprezinte cel puțin 45% din salariul mediu brut pe economie și scutirea decoplată a serviciilor medicale și emiterea cardului de sănătate, precum și îngrijirea la domiciliu a celor grav bolnavi și netransportabili. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că anumite drepturi le-au fost sistate ilegal încă din 2011. Deci drepturile noastre care le primim de peste 80 de ani, la ora actuală sunt oarecum sistate. Vom face toate demersurile care trebuie să le facem, să le primim. Chiar azi am stat de vorbă cu Ministerul Economiei și trebuie să facem demersuri la Comisia Europeană pentru ca după 2014, din la 1 ianuarie 2015, să le primim în continuare. Primarul municipiului Petroșani spune că susține cererile pensionarilor. Problemele pe care dumnealor le ridică sunt cunoscute, cel puțin la nivelul administrației publice locale, foarte bine. Unele dintre ele și-au găsit rezolvarea în anii trecuți, altele și cred că cea mai importantă dintre problemele care au fost ridicate, să zic, este aceea de a trece aceste gratuități pe care pensionarii le au de la Ministerul Industriilor la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Cred că acesta este pasul cel mai important care ar trebui realizat. La această ședință a participat și directorul executiv al Casei Județene de Pensii, Ilie Toma. Cu siguranță se încearcă să se facă ceva în acest sens. Este și în funcție de creșterea economică, este și în funcție de depistarea surselor bugetare și de legile care vor fi votate în Parlament. Cei prezenți speră ca în urma ședinței președintele Federației Naționale a Pensionarilor din România, Preda Nedelcu, să ia legătura cu Ministerul Muncii și să găsească o rezolvare la cererile pensionarilor. Reparații în școli. Școlile din municipiul Petroșani intră în reparații în această vară. Costurile necesare vor fi alocate din bugetul local. Acest lucru a fost posibil în urma solicitărilor făcute la primăria municipiului Petroșani de către directorii unităților de învățământ din localitate. Unitățile de învățământ vor fi evaluate, iar după inventarierea tuturor lucrărilor, Consiliul Local Petroșani va aproba și fondurile necesare acestor amenajări. Toate școlile în perioada de vară intră în niște reparații și renovări, dacă vreți, curente, însă sunt și lucrări pe care va trebui să le facem, lucrări mai mari, cum este la grădința de la școala 2, unde vom face niște intervenții mai mari. Astfel, în cursul acestor zile au început deja lucrările de reparații la unele școli din localitate. Printre acestea se numără și școala Igheduca. Până în toamnă, la începerea noului an școlar, situația actuală a școlilor să nu mai existe. Alte 15 familii vor beneficia de o locuință în cel de-al doilea bloc ANL din municipiul Lupeni și asta după ce mai multe persoane au renunțat la garsoniere după prima etapă a repartizării. 15 garsoniere din totalul de 46 aflate în cel de-al doilea bloc ANL construit în cartierul Bărbăteni din municipiul Lupeni au rămas neocupate după repartizarea spațiilor locative persoanelor aflate pe listele de repartizare. Avem 15 garsoniere libere. Ieri s-a afișat lista cu persoanele propuse pentru repartizare. Primii 15 vor primi locuințe, iar următorii vor rămâne pe lista de așteptare. La fiecare locuință rămasă liberă, dacă se va rezilia vreun contract, în acel moment următorul va intra pe listă. Și pentru aceste 15 garsoniere libere au fost depuse la primăria din localitate peste 70 de dosare, dintre care 38 au fost nepunctate din cauza faptului că au fost incomplete, iar 33 au fost aprobate de Comisia pentru repartizarea locuințelor ANL, lista fiind publicată pe avizierul primăriei. Dacă se va elibera un apartament de 2 sau 3 camere, vor primi în ordinea punctajului cei care au copii, pentru că nu putem să acordăm la cei care nu au copii pentru că ar fi un excedent de spațiu, iar dacă vor fi garsonieră, în ordinea punctajului vor intra. La punctaj egal a fost luat în considerare următorul, primul criteriu a fost cel cu familii cu copii, iar al doilea criteriu, dacă nu a intervenit această problemă cu copiii, a fost cel al vechimii cererii. În cazul în care vor rămâne garsoniere libere sau vor exista persoane care vor renunța la locuința repartizată, vor fi contactați următorii clasați pe lista de repartiție, iar dacă și după acest pas vor mai exista totuși spații locative libere,
Printr-o cerere adresată Consiliului Local și care ulterior va primi acceptul membrilor din primărie, orice locatar din bloc are posibilitatea de a face schimb de locuințe. Iată ce puteți urmări după o scurtă pauză. Ciocolată în peșteră pentru turiști. Cei care vor vizita peștera Bolii se vor putea îndulci cu câte o ciocolată. În obiectivul turistic a fost montat un munte cu circa 85.000 de deserturi în formă de bănuți. Cardurile electronice de sănătate vor fi introduse din 2014. Până la sfârșitul acestui an vor fi tipărite 7,5 milioane, însă pacienții le vor primi numai după ce medicii, spitalele și laboratoarele vor avea cititoare de carduri. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Tehnologia digitală de la UPC descoperi ceva extraordinar în fiecare zi. În primele 4 luni ai cel mai rapid internet din România, de 150 de megabit pe secundă, peste 116 canale digitale și 200 de minute naționale la doar 65 de lei. Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din orașul Petrila. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union. Ne găsești în apropierea poștei din localitate de luni până vineri între orele 9 și 18 și sâmbata între 9 și 13. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine! Sute de turiști au ales să plece în vacanță cu Happy Tour. Happy Shore se gândește să-i premieze. Vino până în 15 septembrie. Cumpără un bilet de vacanță sau un bilet de avion, iar în toamnă vezi Parisul. Câștigă un city break pentru două persoane la Paris. Plătești o vacanță și poți primi două, doar la Happy Tour. În Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Oferte last minute pe Facebook la happytour.petroșani. Happy Shore, te ia cu el în vacanță la Paris. Schimb valutar fără concurență. Jiul Exchange SRL te întâmpină cu cele mai atractive cotații de schimb valutar din Valea Jiului. De acum poți primi sume de bani de la rude sau prieteni într-un mod sigur și rapid prin Western Union.
Îți stăm la dispoziție 7 zile din 7, 24 de ore din 24. Jiul Exchange SRL, garanția unei tranzacții de succes. Casa de Amanet Petroșan SRL a ajuns și în orașul tău. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? La noi găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petrila, lângă poșta din localitate, de luni până vineri, între orele 9 și 18 și sâmbăta de la 9 la 13. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Zona de SRL, înființată în anul 1999 cu un personal de peste 250 de angajați, produce și comercializează beton, mixturi asfaltice, deține în proprietate o vastă gamă de utilaje profesioniste și mașini necesare pentru activitate desfășurată în condiții de siguranță. Zona de SRL efectuează servicii profesioniste de construcții civile și industriale, hidrotehnice, drumuri și poduri. Zona de un partener de încredere pe care te poți baza. Dans, petrecere, distracție. Căsuța Albastră organizează petreceri minunate pentru cei mici, într-un loc special amenajat pentru copilul tău și invitații săi. Rezervă din timp sala de petreceri la numărul de telefon 0254 541 166. Și ca să te convingi că avem și cei mai buni bucătari, comandă orice fel de mâncare din meniul nostru, iar noi ți-l aducem acasă. Căsuța Albastră, petrecere, distracție și un meniu bogat pentru tine și familia ta. Specialiștii încă se întreabă care este secretul unui vin bun. Pentru mine, un vin bun înseamnă prietenie, distracție, dragoste, timp liber, într-un cuvânt, viață. Tohani, pentru orice ocazie. Tohani, o poveste fără sfârșit. Continuăm știrile. Surpriză în peștera Bolii pentru vizitatori. În urma realizării unui material publicitar ce urmează a fi difuzat în Elveția, o echipă condusă de un regizor englez a lăsat pentru turiști un munte ce pare a fi de aur plin de ciocolată. Atracție turistică inedită în peștera Bolii. Obiectivul turistic a fost gazda unui eveniment de anvergură și anume turnarea unui scurt film pentru o reclamă. Pentru noi este o mare bucurie că acest munte, probabil de mâine, deja și astăzi a fost la dispoziția turiștilor. Deci cei toți care vizitează peștera Bolii, bineînțeles că ia bilete de vizitare, poate să vină și să servească din acest munte de ciocolată cât îl poftește, da? Povestea lui este relativ simplă. Am fost contactați de o firmă care se ocupă cu filmări, deci o firmă care angajează cu străinii diferite contracte. Regizorul este un elvețian, deci este un englez, dar filmul se face pentru Elveția. Este, din câte am înțeles, este un film de sănătatea publică, este împotriva pojarului.
Potrivit sursei, peste 100 de persoane au lucrat timp de 4 zile la un film cu sprijinul membrilor Petro Aqua pentru crearea unei lumi mirifice. Povestea foarte scurtă, ce știu eu. Un domn la Pui a fost filmat într-un pat, are pojar și citește într-o revistă că nevastă s-a descoperit un munte de aur. Din acel moment începe filmul, arată cum doamna în postură de mare cercetător cu pușcă și cu reaua lată vine și își găsește comoara, după care își rupe ziarul, concluzia este, dacă n-ai făcut vaccinul antipojar, o să arunci ca ala. Ce știm noi? În peștera Boli au mai avut loc și alte evenimente de acest fel. Echipa Studio ZDF din Germania a realizat în 2007 un film științific despre viața și evoluția omului primitiv cu o durată de o oră și 40 de minute, care a fost difuzat și la National Geographic. Un film artistic intitulat Balada Nibelungilor. În speță, scena uciderii balaurului, precum și un film publicitar pentru un producător de bere. Cardul Național de Sănătate va ajunge în sfârșit la români cu o întârziere de peste 6 ani. Primele 2,5 milioane de bucăți vor fi tipărite și trimise apoi către asigurați până la sfârșitul lunii august. Cardul va conține la vedere, pe lângă numele și prenumele, și codul de identificare în sistemul de sănătate. În plus, va avea un chip pe care vor fi încărcate de către medicul de familie și alte informații esențiale, precum CNP-ul, grupa sanguină, RH-ul, diagnostice medicale cu risc vital, boli cronice, dar și datele de contact ale doctorului. Până în prezent au fost tipărite 2,5 milioane de astfel de carduri la Imprimeria Națională și urmează a fi trimise către evidența populației. Cardul de sănătate este extrem de important pentru transparență și pentru o mai bună gestionare a fondurilor din sistemul de asigurări de sănătate, pentru o mai corectă urmărire a serviciilor care sunt făcute către populație. Este un instrument important și pentru pacient. Potrivit legii sănătății, orice român va fi obligat să prezinte cardul de sănătate ori de câte ori apelează la servicii medicale. Costul unuia va fi de 2,2 euro plus TVA, iar al cititoarelor de cel mult 50 de euro. Trebuie menționat și faptul că doar cu o hârtie notarială semnată în timpul vieții, orice persoană poate deveni și donatoare de organe. Cu această foaie se merge apoi la doctor, care va introduce pe chip acordul pentru donare. Pe acest card vor fi informații esențiale, grupa sanguină, RH-ul, bolile de care suferă și sigur informația dacă ar fi de acord într-un caz extrem să fie donator de organe. Cardul va fi distribuit de casele de asigurări, iar doctorii de familie se vor asigura că documentele vor ajunge la toate persoanele, inclusiv cele grav bolnave, nedeplasabile sau din localitățile izolate. Hunedoreanul Toma Cocone este așteptat în cursul zilei de joi la linia de sosire în Franța, la Monaco. Singurul participant la competiția Red Bull X-Alps este foarte aproape de a ajunge în primele 10 locuri ale clasamentului. Potrivit lui Daniel Hălăstăuan, susținător al lui Toma Coconea, românul a dat dovadă de o tărie de caracter și o voință extraordinară. A zburat în total 1557 de kilometri și a alergat 631 de kilometri. A fost o evoluție bună, a fost un traseu foarte dificil și foarte tehnic. Tommy a mizat foarte mult pe o carte riscantă, pentru că numai așa ar fi putut să-l învingă pe Maurer. Din păcate, nu i-a ieșit așa cum ar fi dorit și vremea nu a fost în concordanță cu planurile lui strategice care l-a avut în această cursă. Dacă stăm să ne uităm la o statistică, ceea ce Tommy a făcut e aproape inuman, să alegi în fiecare zi, care și ea la rândul cântărești, să faci pe 16 kg, să alegi pe 60, 80, 90 de kilometri, nu e puțin lucru. Parapantistul din Alpi este așteptat de către fan la finish în după-amiaza zilei de joi. Tommy mai ar avea, practic, aproape 48 ore la dispoziție, dar cu siguranță el va dori ca mâine, cel târziu, în jurul orei prânzului, să încheie această competiție. Dacă timpul îi va fi favorabil, probabil în jurul serii, Tommy se va afla undeva la 70-80 de kilometri distanță de Monaco, iar apoi va pleca pe jos.
În cursul serii de miercuri, în jurul orei 19, Coconea se clasa pe locul 10 la 104 km distanță de linia de sosire, iar italianul aflat pe locul 5 marți, Peter Gebhard, a încheiat concursul. Cel mai probabil, Toma Coconea își va activa în noaptea zilei de miercuri Night Pass-ul, acel permis dându-i posibilitatea de a recupera din traseu. Primii 10 concurenți vor fi automat invitați să participe și la ediția din anul 2015 a Red Bull X-Alps, însă și dacă petroșeneanul va finaliza cursa între primii 20 de concurenți, va fi invitat cu siguranță să ia parte din nou la competiție, pentru că s-a aflat întotdeauna între primii 5 favoriți și este deja un nume în Red Bull X-Alps. Colegiul Decebal din municipiul Deva este singurul centru de examinare stabilit de reprezentanții Inspectoratului Școlar al județului Hunedoara pentru susținerea examenului de definitivat. Peste 100 de profesori hunedoreni vor susține joi, 18 iulie, proba scrisă a examenului de definitivat. 138 de cadre didactice din județul Hunedoara vor susține mâine examenul de definitivat, după ce în prealabil au susținut două inspecții speciale la clasă. Sunt și candidați care nu sunt pentru prima oară în acest examen, ne sperăm de data aceasta să aibă succes. La fiecare disciplină, practic, proba de examen prezintă trei subiecte, unul din disciplina de profil, un subiect de psihopedagogie și un subiect de didactică. Durata redactării lucrării scrise este de 4 ore. Candidații pot părăsi sala de examen după cel puțin o oră de la distribuirea subiectelor. Cei care nu doresc să li se evalueze lucrarea depun o declarație înainte de ieșirea din sala de examen. Din totalul celor care la începutul anului și-au depus dosarul, un număr de 8 profesori din județ nu vor putea susține examenul scris din cauza faptului că nu au parcurs cele două inspecții la clasă. Candidații se pot prezenta la examenul pentru acordarea definitivării în învățământ în 3 sesiuni, în cel mult 5 ani de la finalizarea stagiului de 12 luni. După acest interval, profesorii își pierd dreptul de a mai desfășura activitate didactică la clasă. Nici profesorii nu vor scăpa de camerele de supraveghere. Examenul de definitivat pentru profesori se va desfășura după același sistem în care s-a derulat și examenul de bacalaureat. Pe tot parcursul probei, profesorii vor fi supravegheați video, dar și de supraveghetori. Rezultatele vor fi afișate în data de 23 iulie, iar până în 24 se va face înregistrarea contestațiilor, urmând ca rezultatele finale să fie afișate în 27. Cei care promovează definitivatul dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Vă propun să aflăm care sunt cele mai noi titluri din sport de la colega noastră, Andreea. Bine v-am găsit la buletinul de sport din această seară. Pugilistele Alexandra Zăiati și Eugenia Jurcă de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara au obținut medaliile de argint la Campionatul Național de Box rezervat juniorelor și tineretului, desfășurat la Mangalia în perioada 9-14 iulie. Mihai Irimie, primarul din Șoimuș, va propune Consiliului Local să acorde titlul de cetățean de onoare al comunei atletei Florentina Marincu, dublă campioană mondială în probele de triplu salt și săritura în lungime, deoarece sportiva și părinții ei locuiesc în această comună. Propunerea edilului va fi supusă dezbaterii aleșilor locali în ședința programată la sfârșitul acestei luni. Iată acum informații despre cursul valutar. Cursul euro stabilit de Banca Națională a României pentru mâine 18 iulie este de 4,44 de bani, al dolarului american de 3,38 de bani, iar lira sterlină a fost cotată la 5,14 bani. Urmează rubrica Meteo. Mâine vremea va fi predominant frumoasă și va continua să se încălzească ușor în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu unele înorări după amiaza, când vor fi ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice, pe arii restrânse la munte și cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat. Vineri vremea se va menține în general frumoasă, iar în regiunile sudice și sud-vestice va deveni călduroasă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și la începutul nopții, când vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului pe arii restrânse în zona montană și izolat în restul teritoriului.
Sâmbătă, vremea va fi călduroasă, în special în sudul și în sud-vestul țării, dar va deveni instabilă. Cerul va fi variabil, cu norări temporare accentuate, în a doua parte a zilei și noaptea, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Local, în nordul și estul țării, precum și în zona montană și pe arii restrânse în rest, izolat vor fi condiții de grindină. Aici se încheie știrile serii. Dacă sunteți martorul unui eveniment, ne puteți contacta la 073 Capital. Vă invit să rămâneți în continuare alături de programele Capital TV, pentru că merită!